Aproape 1000 de tineri s-au bătut cu praf colorat în Parcul Mare din Slobozia. Evenimentul, inspirat dintr-un obicei indian care celebrează primăvara, a fost ocazia perfectă pentru a da startul distracției odată cu venirea vacanței de vară. Organizatorii au pregătit 25 de kilograme de pudră colorată din praf de orez și colorant alimentar. În doar câteva secunde, parcul s-a umplut de culoare și veselie. 5! Mă simt bine. Chiar dacă le-ai măzgălit? Chiar dacă m-am măzgălit, se curăță. Totul se curăță. E bine să mai vii, să te distrezi. Fii liber. Cum ai ajuns așa? Prietenii mei. Vrem ce simți în momentul ăsta, când ești atât de colorată. Multă fericire și îmi place foarte mult că sunt aici cu prietenii mei. Să ne bucurăm de magia vieții. Să dăm culoare acestei lumi monotone și o lume în care m-am săturat să trăiesc așa, fără un strop de vitalitate. E bine venit la acest festival, această întrunire. A foarte multă distracție, culoarea asta ne veselește pe toți. Să avem culoare în păr și pe haine. Dar de ce vă măzgăliți? Pentru că distracție și pentru a avea viața mai colorată. Culoarile sunt frumoase. Arăște o mine și eu tine. Și în echipa cu roșu, cine are albastru, tot așa, și fiecare cu culorile lui. Pregătirea evenimentului a durat aproape 2 luni și a fost intens promovat prin intermediul rețelelor de socializare. Numărul participanților a trecut însă cu mult așteptările organizatorilor. Bucuroși că a venit vacanța, sute de tineri au venit să sărbătorească distracția. Nu ne așteptam să vină tineri numără atât de mare. Tot evenimentul este vorba despre culoare, despre tinerețe și despre faptul că atât de mulți adolescenți vin și comunică, se bucură de un concert. Este super! E un eveniment enorm, foarte mare pentru Slobozia și încercăm încet încet să creștem miza. Și culorile astea cu care vă măzgăliți? Culorile astea sunt pudră, nepermanentă, nu afectează nimic, e pudră colorată. Este un semn al tinereții. Ne batem cu ea. Avem 6 flori care se vor arunca treptat în anumite puncte. Copiii au fost rugați să vină cu tricourile albe pentru că noi am avut tricouri, câteva sute, care s-au dat în 2-3 zile pe Facebook, Instagram și în licee au fost făcute liste. Aurelian participă pentru a 3-a oară la acest festival al culorilor. A fost consilier în Consiliul Local al Tinerilor și chiar dacă și-a încheiat mandatul, iar peste puțin timp îl așteaptă examenul de bacalaureat, nu a putut rezista tentației de a se bucura încă o dată de magia culorilor. E un eveniment început acum 2 ani de zile de Consiliul Local al Tinerilor, o cursă prin care celebrăm, iată, bucuria terminării anului școlar. E o cursă bine meritată după un efort mare depus în timpul anului. Lumea se distrează, se colorează, toată lumea e bucuroasă, veselie, voie bună! Evenimentul, derulat sub genericul Magia Culorilor, a avut loc în același timp în mai multe orașe din țară. La Slobozia a fost organizat pentru a 3-a oară de Consiliul Local al Tinerilor împreună cu Direcția Municipală pentru Cultură, Învățământ și Tineret și s-a încheiat cu un concert susținut de artiști locali.